Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi avem ceva prăjiturică pe aici? Ciocolată dimineața. Am mai rămas niște ciocolată de ieri, dacă ciocolată de la momentul publicitar de ieri? Avem. Nu, lasă-mă asta. A adus Julie. A adus Julie? Uite că a venit și Vio cu ceva. Ce e acolo? Acolo? Prăjitură are. Zine. Nu, ce prăjitură? Mai... Ba da, vină încoace, ce prăjitură? Vine cu prăjitură aici. E o prăjitură cu gem de caise și nucă. Du-te, domne, de aici. Da, Luca i-a făcut un semn, du-te de aici, dar puțin mai încolo și las-o acolo. Da. Dar știi că s-a dus și că s-a dus prăjituri la birou? Voi să zici ceva? Vreau să spun că de la ea nu e o surpriză, că aduce frecvent mâncare. Da. În schimb, Julie, care știm cu toți. Ce a adus? Prăjitură vegetariană? Nu mănâncă nici carne. Praz. Nu. A adus praline, dar n-a adus două praline. Mi-a adus o caserolă, cu, m-a rugat să-i returnez caserola, atât. Deci mi-a adus o caserolă cu praline vrac. Le-a pus acolo. Tu știi cum ești, mă, Luca? Și mi-a dat o mie, o port o săptămână în sertar. Acolo mănânc... Stai. Cum adică o porți o săptămână acolo? Păi și noi, de ce aflăm abia azi? Păi, Vlad nu mănâncă dulce și tu ești la regim. Și el o ține sertar. Bă, da, măcar așa... Păi ce așa? Vrei să fac rău? Cum da. Mi-a făcut ea mie? Tu ești de fapt cățelul redacției. Sau pisoiul redacției. Da. Toată lumea se uite de mâncare, știi? Te mânghe cineva, te scarpină pe ceafă. Nu m-am gândit la perspectiva asta, dar serios, nu te gândești? Dar da, oamenii îmi fac rău în fiecare zi. Cum îi aduceam eu salam lui Vlăduț, cățelul Vlăduț de dincolo de Horia Măcelariu, așa ți aduc ție fetele, bombonele, prăjiturele și așa mai departe. Uite, aș putea vorbi să diversifice, că spune se vede de câine am grai. Să nu aduci. Da, am citit că s-a dus prăjituri la birou. Poate fi la fel de periculos pentru colegii tăi că a fumat-o pasiv. Bravo. Asta e afirmația. Filozofia e foarte interesantă, mi-a atras atenția. Deci șefa Sanepidului Britanic, cum ar veni, nu mai stau să... ANSVSA-ul Britanic, nu știu ce. Da, ea zice așa, spune, dacă nimeni n-ar aduce prăjiturile la birou, nici n-aș mânca dulce în ziua respectivă. Dar pentru că oamenii chiar vin cu prăjituri, uite ce pățesc. Corect. Deci ea spune... Fumatul pasiv e ceva la ce nu te poți opune. De asta e fumat pasiv, adică fumează unul în încăpere cu tine, fumezi și tu. Dar ea asemuiește faptul că aduce ceva în prăjituri cu fumatul pasiv, adică vede prăjitura și nu se poate opri, nu se poate abține. Confirm. Este practic... Confirm. Păi mie mi-au tăiat 4 elanuri, cel puțin 4 elanuri. De a începe o cură de slăbire, colegii. Cu ce? Serios, eram în cură de slăbire și gen a doua stai zi... Așa, Livia vine cu covrigi. Băi, noi primim așa, aici, fiți atenți. Alex. Noi primim prăjituri, pateuțe cu brânzică sau ciuperci, mai primim. Covridogi, porcușori. Porcușori sunt un fel de covridogi, dar mai scurți. E în foietaj, nu? Așa, în foietaj. Hai să păstrăm un pic. Dobrogene, covrigi calzi, merdenele, ciocolățele, prăjitură cu gem de caise și nu mai știu ce. Ce nuci? Aici. Orice. Asta de la colegi. Praline. Zacuscă, îmi zice cineva. Am primit zacuscă, da, de la zacuscă. Tot s-a primit. Da. Și Luca are probleme deja profesionale din cauza asta, că nu se poate abține și ratează să mai prezinte știrile din sport. De, de exemplu. Da. Se a fost o... da. Și ratează și știrile cu Rapidul. Și sunt și periculoase. Adică am văzut, este o doamnă doctor pe internet. O cheamă doamna doctor Amalia Arhire. E pe TikTok. Așa. Și mi-a trimis cineva să fiu atent să nu mai mănânc crem vruști. Că ce să mai mănânci? Crem vruști. Crem vruști? Da, dânsa așa spune că crem vruștii sunt periculoși și scrie pe ecran. Nu mâncați crem vruști. Nu crem vruști, ba da, fii atent, sunetul. Nu-i mai da crem vruști copilului tău. Îl vei îmbolnăvi. Nu-i mai da crem vruști. Părinții mă întreabă. Da. Pot să-i dau crem vruști copilului meu? Îi plac foarte mult. Ei bine, răspunsul e nu. Nu-i mai da crem vruști. Copilului tot, dar merdrenele putem să-i dăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.